Emil Racoviță, întemeitorul biospeologiei românești, savant de reputație mondială, formează subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Alături de celebrul explorator norvegian Amundsen, acum peste 80 de ani, participa la expediția științifică de la Polul Sud și un tânăr român în vârstă de 29 de ani, licențiat în drept și în științele naturale la Sorbona, doctor în științe de la Paris, pe al cărui geamantan, plin cu cărți și instrumente de lucru, putea fi văzută o carte de vizită cuprinzând alături de numele său Emil G. Racoviță și numele țării mult iubite, România. Emil Racoviță n-a fost numai o glorie a științei românești, ci și unul din marii biologi ai lumii. Prin concepțiile sale filosofice materialiste, prin viziunea sa socială înaintată, prin felul său de a munci legat de realități, el poate fi considerat drept un precursor al tipului de învățat, creator al vremurilor noastre de construire a socialismului. Nedesmințindu-și în niciun moment al vieții convingerile progresiste, el a știut să pună în perfectă concordanță stilul său de viață, străduințele și faptele sale cu ideologia sa.